Tragedie nocturnă la Creulin. Un tânăr de 21 de ani a murit, iar prietenul lui de 20 de ani a ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a tamponat violent într-un copac. S-a întâmplat în data de 15 iunie, puțin după miezul nopții, la intrarea în satul Ișnovăț din raionul Creulin. În imaginile de la fața locului se vede că impactul a fost atât de puternic încât mașina a fost distrusă în totalitate. Ofițerul de presă de la Inspectoratul de Poliție Creulen, Elena Băietreu, a declarat că la fața locului s-a deplasat imediat poliția și ambulanța. Deplasându-se la fața locului, polițiștii au stabilit că aproximativ la orele 12:35 noaptea, la intrarea în satul Ișnovăț, raionul Criuleni, un bărbat cu vârsta de 21 de ani, conducând automobilul de model BMW, pierzând controlul asupra automobilului, a derapat de pe traseu și s-a tamponat într-un obstacol copac. Din nefericire, când au ajuns la locul impactului, medicii nu au mai putut face nimic pentru șoferul de 21 de ani. Acesta era deja mort. Pasagerul din mașină de 20 de ani a fost dus de urgență la spital cu traume grave. Poliția din Creuleni a pornit un proces penal și urmează să stabilească cauza exactă și circumstanțele în care s-a produs coliziunea fatală.